Iată-ne în partea a doua a emisiunii Fotoliu cu Ghim, stimați telespectatori, invitata noastră de astăzi, doamna Vetuța Stănescu, deputată PNL de Hunedoara, președintele partidului, interimar, președintele Partidului Național Liberal Hunedoara. Vorbeam înainte despre dezvoltare, despre tot felul de lucruri, dar nu pot, și o să mergem pe repede înainte acum, să nu mă întreb și despre codul administrativ. Ce-i cu el? Da. Codul administrativ, adică OUG 57 în accepțiunea tuturor, este actul normativ care guvernează activitatea tuturor unităților administrativ-teritoriale din România. Tot ceea ce înseamnă activitatea primăriilor, în general, consiliilor județene și, sigur, extrapolat la funcția publică și așa mai departe. Cu raporturile de colaborare. Da. Codul administrativ este actul normativ elaborat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru că este ministerul care a fost în relație directă este ministerul care este în relație directă cu unitățile administrativ-teritoriale. Acum, este o ultimă modificare a acestui cod și este pus în dezbatere publică un subiect foarte interesant legat de schimbarea statutului prefecților. Știm cu toții că prefecții aveau atributul înaltului funcționar public. Corect. Prefecții, teoretic, ca să ajungă prefect, trebuia să ajungă funcționar public. Funcționar public care era incompatibilă cu funcția politică. Da, trebuia... Și atunci... Două condiții trebuia să fie primordiale. Una, trebuia să nu fie membru al partidului politic, deci să-și dea demisia, dar toată lumea știa că e de la politic. Da. Și a doua, trebuia să aibă un curs de înalt funcționar public care era necesar în condițiile în care se scoteau postul la concurs. Da. Dar majoritatea, toți prefecții din România au fost numiți. Detașare, da. Deci, ei trebuiau să fie funcționari publici. Toată lumea, toți care voiau prefect, subprefect, se făceau funcționari publici pe la o primărie, detașare la Ministerul de Interne, astfel încât să-l pună prefect sau subprefect. O jonglerie de tipul ăsta. Majoritatea oameni politici fiind, dar în momentul în care se făceau funcționari publici, își dezbrăcau haina politică. Lucru promovat așa, nu știu artificial, de ce a fost promovat așa, pentru că mie mi se părea o lipsă de respect la adresa cetățenilor. Acum, această modificare la codul administrativ, tocmai pe acest subiect vine să se plieze. Și guvernul actual o va promova, cred că, săptămâna viitoare. Ea este în dezbatere publică. Deci deja nu mai trebuie să-și dea demisia din partid. Nu. Prefecții nu mai sunt înalți funcționari publici. Okay. Sunt oameni politici. Sunt reprezentanții guvernului în teritoriu. Despre asta vorbim. Și au statutul de demnitar. Deci eu am promovat adică exact lucrul ăsta, cred că îl promovez în emisiunile mele și am ridicat această întrebare. Cei din regie și înregistrările stau martor, ca să spun așa, cred că de un an și jumătate. Da. Cred că de un an și jumătate cânt într-una, măi, de ce trebuie să-și dea demisia prefectul, de ce trebuie să fie așa, de ce trebuie să... Nu înțeleg. Pentru că prefectul este anormal, prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu, deci este om politic. Adică ministrul este la București, omul politic, prefectul, da, este la județul Hunedoara. Până la urmă e reprezentatul guvernului, exact. Guvernul este forma politică. Era o mare tâmpenie. Exact. Prefecții vor avea statut de secretar de stat. Deci, funcție de demnitate publică, nu mai este nevoie să fie funcționar public, dar în interiorul prefecturii se înființează o funcție care se cheamă secretar general al prefecturii. Dar nu era și până acum? Nu. Așa. Secretarul general al prefecturii este similar cu, în minister, secretarul general. Ăla este funcție publică, înalt funcționar public. Aha. Deci secretarul general al prefecturii este înalt funcționar public. Este omul... Să apuce acum să facă unii iară cursuri de funcționari. Nu, înalt funcționar nu s-au făcut cursuri acum. Institutul Național de Administrație este cel care organizează cursurile de înalt funcționar public. Ține tot de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și tocmai în virtutea faptului că... Păi da, dar o parte dintre ei neavând cursul ăsta și fiind pe... Statutul de înalt funcționar public se dobândește în momentul în care ești numit într-o funcție de înaltă demnitate. Secretarii generali în ministere și secretarii generali adjuncți în ministere sunt înalți funcționari publici. Adică funcția publică e pe două paliere. Pe trei. Funcție publică obișnuită, înalt funcționar pe două, da, deci funcție publică obișnuită și înaltul funcționar public. Înaltul funcționar public este secretarul general, secretarul general adjunct din minister. Și asta ce va face? Se ocupă de tot ceea ce înseamnă partea de administrare a prefecturii.
resursa umană, de resursa economică. Este un fel de director executiv al prefecturii. Uhum. Adică nu semnează neapărat prefectul toate actele administrative ale prefecturii. Dacă primește, secretarul general poate să primească ordin să îl înlocuiască pe prefect, dar să-i suplinească semnătura, dar secretarul general al prefecturii este omul care filtrează din punct de vedere al legalității, din punct de vedere al regularității. Deci cam tot documentele. Ce făcea și înainte. Numai că îi se mai dă un pic ceva în plus și titlul ăsta de nu funcțional public. Da. Ok, am înțeles. Și... deci asta înseamnă prefecții și suprefecții ies din sfera înaltului funcționar, rămân în sfera politicului, nu va mai fi nevoie de detașări, de transferuri și de așa. De când ar putea intra în vigoare codul administrativ? Acum vă spun următorul lucru. Această modificare la codul administrativ a fost promovată în urmă cu 3 săptămâni, este pusă pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, este în dezbatere publică, au fost întâlniri cu Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România și Asociația Municipiilor din România și nu în ultimul rând cu UNCJR-ul, cu Asociația Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. Și vă spun de ce, pentru că acestea sunt structuri asociative care reprezintă primarii din domeniile de care v-am spus, comune, orașe, municipii, județe. Și atunci, trebuie o consultare publică pentru că este o modificare legislativă importantă. Și cred că se va întâmpla lucrul ăsta cât de curând. Eu cred că în ședința următoare, dacă nu în cealaltă, va fi trecută această ordonanță de urgență, o modificare. Pe surse. Prefect. Prefect. Se schimbă prefectul județului Hunedoara? Pe surse, cred că tot din sfera dumneavoastră am auzit că da. Eu ce pot să vă spun e că eu am avut o discuție cu președintele partidului, Național Liberal. Am să vă cer, nu cedați cam ușor? Da, nu l-am cedat. Eu nu știu ce informații aveți dumneavoastră. Am informația că ar trebui să vină cineva de la colegii noastre de guvernare. Cineva care nu are nici procedura. În clin, nici în mână, că vă spun eu. Lăsați-mă să vă spun ce am auzit. Dumneavoastră ați auzit, eu vă spun certitudini. Da, deci noi am auzit pe surse că prefectul județului Hunedoara ar putea sau ar urma să fie schimbat de o domniță care nu are nici în clin, nici în mânecă cu administrația publică locală, decât faptul că a activat așa ea de pe la început printr-un anumit partid care este coleg la guvernare și urmează să fie pusă sau numită prefect. În locul domnului Călin, care mie mi s-a părut că a avut o activitate bună, așa. La fel cum a avut o activitate bună și domnul Fabius, a avut o activitate bună și Potecă, care acum este senator, dar, da. Haideți să vă spun, în urmă, vinerea trecută, am fost la o întâlnire cu liderii politici PNL din fiecare județ. Și toți am fost agitați. Nu ne schimbați prefecții. Și vă spun care este procedura. Pentru că acum suntem într-o alianță din care face parte PNL, USR Plus și UDMR, trebuie să cădem la pace. Vor fi prefecturi și PNL, și USR Plus, și UDMR. Pe principiul că Partidul Național Liberal este reprezentant în alianță, în această alianță cu 55%, noi vom avea 23 de prefecți din România. USR Plus va avea 14 și 5 va avea UDMR-ul. Înțeleg că s-a făcut o mică dezbatere în interiorul USR Plus și din cei 14, 5 vor rămâne la plus. Pentru că ei sunt tot așa. Eu am zis așa, păi atunci ar însemna ca și la noi să se desprindă PDL-ul, să zică vrem și noi. Un gălbenuș și un gălbenuș acolo. Deci asta e. Deci noi avem 23. Ei s-au căsătorit, dar încă nu s-au definitivat cu actele. Va fi o procedură. Va alege PNL-ul un prefect, va alege USR-ul un prefect, va alege UDMR-ul un prefect. Acum asigur că bătălia este pe județele din Ardeal, înțeleg. Înțeleg că nu județul Hunedoara intră în sfera bătăliei, intră Bihorul. Da. Intră Timișul, intră Aradul, intră Brașov. Sunt județe importante din Sunt județe importante din țară, da. Care intră în această, cum să zic, chiar și Bucureștiul intră, pentru că e cu toții
Și PNL-ul și USR-ul. Acum, funcția de prefect nu este una care dispune de, nu știu, investiții în județe, dar e reprezentantul guvernului. Este reprezentantul guvernului teritoriu. Să știți că e păcat să minimizăm această funcție. Nu am minimizat-o. Am spus că nu este una din care, nu știu... E una de foarte bună vizibilitate și este una care rezolvă foarte multe probleme ale primarilor. Corect. Eu întotdeauna am zis așa, prefectul este de fapt reprezentantul vocea primarilor în guvern. Păi bun, și atunci dumneavoastră sunteți acolo la masa asta negocierilor sau se negociază altfel? Nu, asta este negocierea despre principiul. Că noi avem atât, noi avem atât. Exact. Bun, câteodată se mai scapă, mai dă și cu virgulă și rotunjim. Deci ăsta este principiul. Vor participa la aceste extrageri de județe liderii celor trei partide, patru adică lideri. Adică ce, trageți la sorți? Nu e tragere la sorți, adică PNL-ul alege un județ, USR-ul alege un județ, UDMR-ul alege un județ. În etapa 2, PNL-ul alege două județe, USR-ul alege un județ, UDMR-ul alege un alt județ. Deci vă dați seama că lucrurile depinde cât de important este deci județul. Dacă schimbați pe Călin și vă spun în emisiune, vă cert ca președinte de partid. Eu nu-mi doresc nicio clipă să renunț la funcția de prefect. I-am spus președintelui, domn președinte, nu vă cer să trageți, prima tragere să fie Hunedoara. Pentru că îmi dau și eu seama că sunt prefecturi foarte importante. Da. Dar vă rog frumos să trageți Hunedoara în momentul în care vine rândul dumneavoastră, pentru că Hunedoara este un județ foarte important. Dar atunci când propui pe cineva, nu vă pot, nu pot să nu vă întreb lucrul ăsta, că sunteți acolo. Când propui pe cineva pentru astfel de funcție, nu trebuie să-l și recomande ceva în afară de voce și talent? Vă rog frumos să nu mă întrebați pe mine lucrul ăsta. Păi eu, nu, eu mă gândesc eu vă întreb în principiu. Prefectul nostru Marian. Nu știu dacă domnul Călin cântă, că așa, nu știu dacă are talent la ceva, dar e un prefect bun. E un prefect bun, acum, e un prefect echilibrat. Eu nu-i fac lobby prefectului de Hunedoara, dar îmi place să spun lucrurile pe nume. Așa este. Pe domnița respectivă despre care am auzit. Eu n-am auzit numele unei persoane și mi-e greu acum să vorbesc despre persoane, dar cu siguranță va dori fiecare partid să aibă prefect în cât mai, adică în cât știm județele. Păi da, sper dacă vii cu un reprezentant, chiar că îl tragi la sorți, chiar că nu, chiar că așa, trebuie să zici, domnule, uite, eu îl propun pe ăsta pentru că da, doamna are coeficient de inteligență, nu știu cât, a făcut asta, se pricepe la nu știu ce. Deci după ce este propus, trebuie să fie validat, trece prin niște verificări. Verificări care nu sunt puține și nu sunt formale. Acum, Traian Berbeceanu nu cred că a trecut prin nu știu câte verificări când a fost numit. Dar credeți că mai era nevoie să treacă Traian Berbeceanu prin verificări? Bună întrebare, așa am să vă răspund că da. Oricine trebuie să treacă prin verificări. Da, dar credeți-mă că cu toții parcurg etapele de verificări. Sunt niște proceduri clasice și prefectul este numit prin ordin al ministrului de interne. Cu asumare. Deci... cred că înainte de toate lucrurile astea și de a vehicula nume și să spunem că ăla e bun sau ăla e slab, trebuie să vedem certitudini. Bun. Ori cred în continuare și mă bazez pe și pe susținerea Bucureștiului pentru Hunedoara că vom avea prefect liberal. Scurt, să vorbim puțin și despre vaccin și procesul de vaccinare a populației și așa mai departe. Platforma se blochează uneori. Deja sunt... De exemplu, în județul Hunedoara nu te mai poți programa până la 1 martie, din câte am înțeles. În momentul ați făcut ieri o încercare, că v-am văzut. Da. Și a funcționat platforma. Ieri îmi cerea să mă loghez. Deci pentru persoanele sub 65 de ani, încă n-am 65, trebuia să mă loghez, dura puțin. Dar am făcut-o de acasă, ieri funcționa, dar nu mai erau locuri până la 1 martie. Deci platforma funcționează. Au fost cazuri când s-a blocat. Acum... Deci au fost. Da, sigur, și la Parlament avem tabletă STS, așa, și bun, se blochează. Ideea e că, ideea ceea este ce vreau că să spun este că sunt trei centre, două secunde, da. Că se pun întrebarea, că nu e cu rea voință, e cum sigur, e cu realitate. Centrele sunt în Deva, în Petroșani și încă unul în... La Brad. Mai sunt încă, ar mai fi Călan, Hațeg și încă câteva care încă nu funcționează, nu știu astăzi. Funcționează, eu am fost ieri la Hațeg și funcționează. Deci ați fost ieri la Hațeg, au primit vaccinul? Da, vaccinează la Hațeg. Ok, în regulă. Ieri dimineață nu. Eu ieri am fost, ieri la ora 4 am trecut prin Hațeg, am vorbit cu managerul spitalului și cu primarul și da, funcționează. Atenție, funcționează să nu însemne doar că există și e deschis. Nu.
Deci să poată, pentru că sunt cazuri de oameni din Hață care au fost programați la Petroșani, oameni din Petroșani care au fost programați la Hunedoara, oameni din Hunedoara. Omul se programează în momentul în care intri pe platformă, te duci unde vezi că are loc. Oamenii, în loc să se programeze, da, eu sunt de la Sălașul de Sus, că, mă rog, mă programez în Hață, dar văd că are loc în 20 martie și mă uit repede la Petroșani și văd că are loc în 10 februarie, îmi aleg Petroșaniul. Că vreau în 10 februarie și nu am răbdare să aștept până în 20 martie. Deci oamenii au posibilitatea să aleagă funcție de locul liber pe care îl găsesc. Nu-l dirigează platforma, nu-l obligă platforma. Am înțeles. O să vă arăt după emisiune un mesaj. Și... Deci legat de vaccinare, eu cred că e momentul în care rațiunea trebuie să triumfe. Pentru că acest vaccin este speranța noastră de viitor. Sigur, am auzit foarte multe voci că nu are proba timpului, că nu știm care vor fi efectele adverse, etc. Da, este un vaccin nou, este cu ARN mesager, n-are proba timpului, dar are toate testele și toate avizele instituțiilor mondiale de avizare a vaccinării. Deci acest vaccin este șansa noastră. Noi trebuie să trecem la următorul nivel, ăla de viață normală cu care am fost obișnuiți până aceea. Anul ăsta ne-a bulversat complet... Mie mi se pare că toate măsurile astea ne-au închistat foarte mult, ca să nu spun... Am uitat să fim prieteni. Ca să nu spun altfel. Ba mai mult decât atât, pot să spun lucrul ăsta, ne prostește această izolare în ultimul hal. Și hai că dacă pe noi ne prostește, nu vreau să mă gândesc la copiii noștri cu școala online, cu lipsa de socializare, toate măsurile astea au fost luate... ca să ne protejeze. Acum că a apărut vaccinul, trebuie să ne vaccinăm. Cred că este șansa noastră de a reveni la viața normală, la călătorie, la viața aia cu care suntem obișnuiți. Eu vă mărturisesc, eu sunt o persoană foarte volubilă. Mie îmi place să mă întâlnesc cu oameni, mie îmi place să vorbesc, îmi place să am prieteni. Casa mea tot timpul este plină. De un an de zile, până și pe părinții noștri, îi primim așa... Cu teme, cu reticență, sunt foarte bătrâni și orice boală i-ar putea afecta. V-am spus mai devreme că mi-am făcut anticorpi acum două zile și am anticorpi. Nu am vrut să spuneți dumneavoastră și nici n-ați știut că... N-am știut, deci e clar că am fost... Adică, oamenii n-au înțeles acum despre ce vorbim. Doamna Vetuța Stănescu, care vă spun eu că ne-am mai întâlnit, se păzea de COVID ca dracu de tămâie pe românește. Port mască, mă dezinfectez. Cu mască, cu dezinfectări, cu stai acolo, cu nu mă apropii, că poate nu știu ce, își face zilele trecute testul de anticorpi, nu? Da, și am anticorpi. Și aveți anticorpi, înseamnă... ea nu știa, habar n-avea că a avut, de fapt, se COVID pare că... și fără niciun simptom. N-am avut absolut nimic, n-am simțit. Iată. Deci, iată că asta este. Eu sunt un caz fericit. Dar vedeți că cu toții am pierdut prieteni, cu toții am pierdut oameni dragi. Deci mulțumim lui Dumnezeu și specialiștilor și oamenilor de știință că au muncit atât de mult ca să scoată pe piață acest vaccin care este vaccinul salvator. Dar pe de altă parte sunt și oamenii care nu doresc să se vaccineze. Că sunt, există, nu putem să nu-i vorbim așa. Așa este. Vor exista pe viitor, credeți, aveți surse, informații, că oamenii aia care nu se vor vaccina vor avea anumite interdicții sau restrângere ale libertăților? Nu. Am auzit povești de genul, dacă o să vrei să ieși din țară, să te duci nu știu unde, să trebuie certificat că te-ai vaccinat, păi stai un pic, că până la urmă, dacă nu transformându-mă în avocatul nu știu cui, nu e ok să-mi cer mie să-ți arăt ție certificatul pentru că mi-îngrădește anumite drepturi și libertăți fundamentale. Nu, nu cred că se va întâmpla asta nicăieri. Nu, nu, nu. Că nu poți circula cu avionul, că nu poți... Orice politică a companiei, a oricărui avea, nu poți să îngrădești... Dreptul la circulație. Dreptul la circulație și alte drepturi. Da, sunt libertățile dobândite. Da, nu, nu, nimeni nu va îngrădi. Dar asta cu ok, alegi să te vaccinezi? Nicio problemă. Dar, pe de altă parte, trebuie să respectăm și liberul arbitru al celuilalt. Absolut. Care nu dorește acest lucru. Doamna Vetuța, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Ar mai fi fost multe, multe lucruri de discutat, dar promit că vă invit și luna viitoare. Mulțumesc mult! Vă doresc succes și să ne vedem sănătoși. Doamne ajută, vă mulțumesc mult dumneavoastră, telespectatorilor, sănătate și programați-vă la vaccin.
Stimați spectatori, Vătuța Stănescu, deputat PNL de Hunedoara și președintele interimar al PNL Hunedoara, a fost invitat în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu noi, numai bine!